Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom vorbi despre întreruperea de sarcină. Cumplit păcat sunt avorturile. Avortul înseamnă omor. Cei mai reputați medici creștini ar trebui să le vestească neobosit pe femei că în jurul a 95% dintre nenorocitele care fac avorturi se îmbolnăvesc de cancer în forme grave. Când în femeie se zămislește un prunc, tot organismul se orientează spre dezvoltarea acestuia. De pildă, pieptul se pregătește să primească laptele și așa mai departe. Însă, când femeia face avort, toate procesele acestea se întrerup brusc și apar anumite urmări fiziologice, cum ar fi, de exemplu, cancerul, starețul Paisie Aghioritul. Acei copii cărora nu li s-a dat voie să se nască devin niște vampiri cumpliți. Cum? Ei trăiesc ca vampiri în conștiința mamelor și niciodată nu o să le lase în pace. Apar, fără întârziere, simptome de nevroză gravă care le chinuie pe femei toată viața. Crimele împotriva conștiinței nu rămân nerăzbunate. Starețul Epifanie. Acum vreo 10 ani m-a vizitat o femeie necunoscută. Aceasta a rămas însărcinată într-un moment când soțul ei făcea tratament cu iod radioactiv. Doctorii o terorizau, literalmente, cu consecințele acestui tratament asupra fătului și insistau ca ea să facă întrerupere de sarcină. Ce expresie elegantă! Vorbim despre o omucidere, ca despre întreruperea concediului și mersul la lucru. Ei o convinseseră pe femeie, însă aceasta, după câte am înțeles, avea încă îndoieli. Și de ce ați venit la mine? Am întrebat-o. Ca să vă dau indulgență pentru a săvârși în liniște omorul? Dar, părinte, o să mi se nască un invalid. Nu fiți atât de convinsă. Cunoștințele doctorilor nu sunt verificate matematic, ca 2 ori 2 fac 4. De câte ori nu au greșit doctorii? Eu cred că este foarte probabil ca ei să se înșele și în acest caz. Însă, chiar dacă presupunem că au dreptate, credeți că asta schimbă ceva? Oare uciderea unui copil invalid încetează a fi omucidere? Dacă Dumnezeu îngăduie o asemenea încercare, socotiți o parte a planului dumnezeiesc de mântuirea dumneavoastră. Duceți-vă cu răbdare crucea, de vreme ce Domnul socoate că este neapărată nevoie să o primiți. Altfel, s-ar putea chiar ca Dumnezeu să îngăduie să primiți o cruce mai grea decât aceea pe care încercați să o evitați. Educați-l din tot sufletul dumneavoastră. Deasupra doctorilor e Dumnezeu. Mai aveți și alt copil? Da, un băiat de 2 ani. Dar dacă acela ar cădea sau l-ar rovi mașina și ar rămâne invalid, l-ați omorâ? Nu, părinte! Cum să-mi omor copilul? Dar cel pe care îl purtați în pântece nu este copilul dumneavoastră în aceeași măsură ca și acela? Dacă până acum nu l-ați văzut, nu l-ați hrănit la piept, nu l-ați mângâiat, nu l-ați strâns în brațe, el încetează să mai fie copilul dumneavoastră? Și atunci, de ce îl omorâți în temeiul unei simple presupuneri că se va naște invalid, în vreme ce pe celălalt l-ați crește chiar dacă ar deveni invalid cu adevărat? Uitasem cu desăvârșire de acest caz când m-a sunat pe neașteptate femeia cu pricina. Părinte, am născut un copil sănătos și fermecător. Când mă uit la el, mă îngrozesc la gândul că eu, propria lui mamă, aș fi putut arunca la canal copilul acesta. De ce nenorocire m-a izbăvit Dumnezeu? Starețul Epifanie. Acestea au fost câteva sfaturi înțelepte pentru părinți, de la sfinți și mari duhovnici, despre întreruperea de sarcină.
Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!